De aceea, iar în ceea ce privește creșterea prețurilor, noi vedem o creștere a prețurilor la nivel global. Ea este cauzată de situația post-pandemică și de noile valuri. Pentru, deci dacă există un consum ridicat și economia deci crește în Moldova, trebuie doar să ne asigurăm că putem efectiv separa creșterea la nivel internațional de creșterea locală și să nu oprim prea tare economia înainte de timp.